contrar indicațiilor primite de la mama și mireasa săptămânii, Adina a refuzat să se achite de sarcinile de serviciu în privința curățeniei. Ai dat azi dimineață cum? De diferă. Pe aici azi dimineață? Păi, dar n-am avut chef azi. Deci Adina, aseară trebuie să scădă dimineața, dimineața a scădă în seara asta. Și în seara asta a dat aici. Nu vedeți ce curat e? Ok, eu acum mă duc la producții și vorbesc. N-am altă soluție. Amendă mare. Și o să ia din bugetul nostru și o să avem mâncare mai puțin. Adina, dai cu mopul? Nu. Ok. Doamna Adriana, dacă vreți respect, în primul rând trebuie să oferiți respect. Nu mai vorbi cu mine. Nu, am văzut ce a spus la cameră. Nu te mai da lebădă în copac, nu, te rog frumos. Nu, când doriți respect, oferiți. Doamna Simona, dumneavoastră, să văd imaginile. Deci eu am mers, le-am spus ce aveam de făcut și apoi, deci ați văzut că tot nu s-a făcut și m-au luat la mișto și m-au ironizat. Eu ce pot să vă spun acum? Ce s-a întâmplat? Toată lumea cred că a văzut. De ce trebuie să vadă publicul? Să vadă publicul cât ești de puturoasă și cât ai devenit de enervantă. Da, și asta eu te-am simpatizat și tu știi foarte bine, dar miștourile astea cu mine nu-ți merg, nu-ți le permit. Aș vrea ca fetele să-i administreze o pedeapsă Adinei. Da, chiar vă le rog, una dură, dacă vreți vă ajut. Tortură fizică să fie. Vă ajut cu sfaturi, cu mult drag. Să dea cu mopul până la sfârșitul sezonului, ce să facă? Poate fi o variantă. Așadar, prin vot democratic, se stabilea sancțiunea pentru Adina. Având în vedere că avem majoritate, Miruna, Raluca, și eu, Inga și Deni, draga Adina, vei da cum o pupă la sfârșitul sezonului. Aveți toată încredere. Însă Viorel era de părere că pe ansamblu Adina nu ieșea pedepsită, ci câștigată din această afacere. Unde dai cum o pup? Și aici, așa acolo? Aici, unde trebuia până acum. Toată casa mireasă neauzit. Și aici acum. Bă, voi chiar credeți că mie mi-e frică de muncă? Ai cineva că ți-e frică? Ai încercat-o cât ți-a mers, acum nu ți-a mai mers. Păi gata, da, mai era 10, nevoie de așa ceva? Mai ai 10 zile, recuperezi. Era în fel de că era o lună. Dar ai ieșit câștigat, n-ai dat 3 luni, dar ai 10 zile afaceri. Dar Adina nu se lăsa fără a-și lua revanșa. Să vedeți ce le toc acum o săptămână. Când m-au pus ele să dau cu mopul, până la final, le toc pe toate. Stai să vezi. O săptămână când m-au pus cu mopul să le dau, o săptămână le fac praf. M-a zis cineva 3 zile. Și nu știu care a zis. Cine a zis 3 zile? Ia să mă interesez. Ca să nu-l toc și pe ăla. Cine a zis, mă, 3 zile? O fată. Nu știu dacă vine. Răzbunare în viața mea. Nu-mi plac. Mie îmi plac răzbunările, doamna Ecaterina. Însă, pentru a fi eficientă, o răzbunare trebuie orchestrată atent. Care foaia, mă, în live de zisă că pedeapsa pentru 3 zile? Eu cred că am zis. Tu ai zis? Da. Ok. De ce? Ca să ierpe aia care zisă cu 3 zile, pe restul le toc până la finalul competiției. Păi nu, ca să te explic de ce și cum. Nu contează, dar asta vrusei să aflu cine este 3 zile. Păi uite, din punctul meu de vedere, mai bine dai 3 zile decât să dai 10 sau câte mai rămas, 7, 9. Din punctul meu de vedere, mai bine dau 10 zile cum o pun și le dau și teroare în același timp, tot 10 zile. Dar asta e să vezi, nu mai zic, că tu mă dai în gât pe aici. Adică gen gălăgie și de-astea. Nu fac gălăgie. Tu Adina, mă sperii, pe bune. Nu, pe tine te iert? Că ai zis 3 zile, ai fost finuță? Și Adina se îndrepta spre dormitor pentru a-i comunica prietenei sale planul malefic. Nu știu nimic, voiam doar să zic că la 10 zile de pedeapsă, așa, am să vin cu 10 zile de tortură. Opa! Opa! Hai să vezi ce mă distrug eu 10 zile de acum înainte. Mă gândeam eu că... Păi tu credeai? Vă zic că nu zici nimic, ai zis ceva se întâmplă cu ea, cred că sigur se gândește la un plan. Mamă, lasă-mă cum atracucile. Până acum stăteai și rădea cu tine când dădeai cu mopul. Și acum toate și ea și Raluca niște doamne. Și să înceapă vendeta. Ia hai că mă duc să încep de acum, să o le văd pe care le găsesc pe aici. Mi-e rău, Adina. Și ce mai faci, Inga? Nu ți-e dor de Andrei?
Ana, luați bani. Dar eu iau? Păi, mi-ar plăcea să iau eu. Păi nu știu, că publicul decide, dar vrei să și tu ceva să duci într-o vacanță exotică? Da. Unde? E Bahamas. Știți unde e pe hartă? Logic. Știți ce culoare e nisipul acolo? Vișiniu. Dacă luați premiu, totuși îmi dați și mie niște bani să mă duc în Bahama. Te scol la o cafea. Nu, păi vreau bani de Bahama. Dar premiu n-am cum să-l iau, eu ce? Eu sunt aici cu clientul. Păi, prostiți pe Cosmin, vă dă acolo 5-6 mii și mi-i dați mie. Dacă aveam cuplu, poate mă duceam și eu. Păi n-ai. Vă iau eu fiul, că e frumos. No, e prea motolog pentru tine. Păi și pentru Miruna nu e... Îți trebuie unul să te zguduie așa. Să mă zguduie. Zguduie, să-ți păi... cadă toate zorzoanele. Și vă place de Miruna Canor? O ador. O ador. Ți-aș arăta un semn acum, dar nu pot, mă văd camerele. Deci o adorați pe Miruna. Da, dar ce te freacă grija pe tine? Păi da, să nu uitați că peste 3 ani face 30 de ani. Așa și? Și are minte, tu ai 23. Are foarte multă. Nici peste 20 nu o să ai minte. O să da, fie... aveți dreptate. Noroc, ai silicoane, ca altfel. Ca altfel ce? Auzi, apuneți și silicoane și în creier. Pa! Doamna Adriana, m-ați dezamăgit. Pa, că m-ai plictisit rău deci de tot. Deci nu mă așteptam la așa ceva. Ești din partea plictisitoare. Nu vă cred. Îngrozitoare ești. Însă doamna Adriana nici nu bănuia că cei mai rău de-abia urma să vină. Doamna Adriana, haideți că am dat cu mopul să vedeți acum repede cât e ud. Să nu vă mai duceți pe la cameră. Haideți să vedeți. Deci ești în păcură, ești sub orice critică. Pleacă, ești într-o cameră. Păi dar vreau să vedeți că îmi dau cu mopul. Da, bine atunci. Da, așa e. Publicul decide. Puțin. Ferească Dumnezeu, Doamne, ferește. Nu, de șata are probleme psihici. Păi să-i la doamna Adriana să trezesc, să vadă că dă-te cu mopul și să cădă îmbolnavă la cap și plecai și să că sunt sub orice critică. Îi bătare de jos, doamnă, că îi să permite de aici. De-aia. Dar sper oamenii să vadă și să o dea mai de afară din emisiunea asta odată. Că era acum, pe final. Eu am mai spus-o de atâtea ori că nu știu cu cine să pun. Practic o bolnavă psihică. Da, nu punem diagnostice, vă rog. Dar vi se pare normal să mă trezească din somn la mișto? Să vi se pare normal să facă mișto de mine în casă? Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră. Și dumneavoastră faceți mișto. Am făcut eu mișto? Da, am făcut mișto. Am venit ieri la tine, ți-am făcut ceva? Tu nu vezi că tu începi totul? Da, așa, din senin. Nu, eu întreb oamenii, li se pare normal ceea publicul. Ce am făcut? Dacă ei spun că li se pare normal... Să răspundă da. Publicul, care vreau ne dă banii. Vreau și eu să întreb publicul. Toată lumea aici, adică e normal să mă poluați fonic de fiecare face dată? Așa pentru că îi se permite, am mai spus și continui să o spun. Că altfel, eu cred că dacă făcea altcineva... Nu păi și dumneavoastră vi se permite să poluați fonic asta? Cine îi se permite? Stai că nu înțeleg. Păi, se permite, păi, că nu spune cine? Stați un pic. Voi cu toții locuiți în aceeași casă. Da. Vă permiteți lucruri? Și Miruna țipă. Îi se permite. Cine îi se permite? Vreți să intervină cine? Producătorul pe intercom? Nu mai țipați. Oamenii de afară, susținători, ok, se scrie. Da, asta e deja bătaie de joc la adresa unei mame. Da, să-i exact. S-o trezești la 1 dimineața. Miruna nu și-a permis niciodată să se ia de o mamă, să o jignească sau să facă așa și să ia apoi... Noi, între copii, ca să zic în ghilimele, copii aveți 30 ceva. Mă scuzați, dar nu vreau să mă faceți să mă simt ca doamna dirigintă. Eu când am ceva de spus, când văd o încălcare gravă a regulamentului, când vă jigniți, când vă amenințați, intervin, dar mă scuzați, nu sunt de asta, nu de asta sunt plătită să vă rezolvă polițele unul altuia. De asta trăiți într-o casă, aveți reguli, respectați-le. Păi și vi se pare că le respectă Adina sau Adina? Da, le-am respectat, adică zice, okay, pe jos, sau mă rog, face ce... Apropo, nu ți-a suspendat nimeni pedepsa. Păi ce i-a spus? Ea ce face? După aia vine să mă trezească din somn, mă ia la mișto, adică stați că deja... Da, am vrut să mă asigur că nu știu să mai duceți la cameră. Și se răzbună pe toată lumea, s-a dus și la Inga, s-a dus și la Raluca, ce i-a făcut și Raluca, dar nu este aici să vorbească, adică... Ce am făcut Raluca? I-a spus că îi place rochia de mireasă. Și ironiza pe scări și... Nu, dacă... Deci, așa, deci noi acum trebuie să suportăm pe Adina până la final, așa? Dacă nu m-ați votat la eliminare... Eu, sincer, nu mai vreau să am de-a face cu ea. Să adică vin în casă să vă dirijez viața în casă, serios? Nu e treaba mea. Voi discutați, spuneți ei lucrurile acestea. Nu-i spun nimic, este treaba ei, face ceva. Păi ieri erați cu mâna pe sus, la... Pe deasă. Deci atât ce... Te rog. Știți ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg o chestie.
cum până acum doamna Adriana o, o aprecia, glumea cu Adina ei. Mereu, o suportația, da. Mereu. Adina e așa de la început. A mai fost dăți în care și pe timpul când erați și șefa casei. Nu a dat și cu acum mopul. E șefa casei. Da, și acum și înainte. Nu a dat cu mopul, nu-i spuneați, îi spuneați așa și după aia dacă vedeți că nu dă cu mopul, exemplu, și când a fost spuneați. Gică mama care... Păi hai să zic eu, adică ce spui, că până acum a închis ochii? Da. Mie așa mi s-a părut, păi, adică ce nu păi știu. De când o susțin pe Roxana, și că acum nu mai suportă până acum. Știu, părerea mea este că trebuie să vă descurcați. Și când era spunea să dea și nu dădea, adică este aici... Trebuie să vă descurcați? Da. De ce o, acum nu mai suportați, dar până acum ați suportat-o așa cum a fost, că a fost la fel de la început, adică. Descurcați-vă, luăm o scurtă pauză.